Pentru Scorpion, sacrificiile, secretele, mai ales cele care au legătură cu cariera, pot conduce către o zonă a aventurii, a pasiunii, dar și a nevoii de libertate. Relațiile cele mai bine aspectate sunt cele pasionale. Fericirea poate să aibă legătură cu unele secrete, să fie legată de vitalitate, de ambiție, de energie, de hotărâre, iar relațiile pot fi cel mai bine aspectate sunt cele de parteneriat. Venus, intrat în Fecioară până în 9 noiembrie, influențează mai ales relațiile cu prieteni, cu protectori. Aduce mai mult interes pentru principii, mai multă dorință de a vă organiza și putem vorbi chiar de secrete, de sacrificii care pot să vă ducă într-o zonă a tensiunilor, mai ales în zona comunicării cu cei apropiați. E posibil ca această comunicare cu cei apropiați să devină uneori mai dură, uneori să se ajungă la ceva dispute, iar forța, energia mentală să fie folosită în scopuri ceva mai egoiste. Relațiile pot fi uneori mai scandaloase, iar discuțiile despre fericire legate de persoanele apropiate pot să vă aducă dorințe neclare, spirit de revoltă, să vă aducă într-o zonă a gândirii filozofice și a creativității. În zona relațiilor sunt posibile trăiri profunde. Se formează o piramidă de pământ între lună, Pluto retrograd și Uranus retrograd, această piramidă de pământ va aduce posibilități în zona de comunicare și în zona, bineînțeles, a comunicării cei apropiați cu prietenii, în zona de comunicare legată de contracte sau de asocieri. Ea va aduce această piramidă de pământ pe această comunicare creativitate, creativitate în plan material, perseverență, o bună ancorare în realitate, dar și posibilitatea unor de a fi uneori mai superficiali. Marte, intrat în Scorpion, aduce în plan personal energie fizică, psihică și mistică. Acțiuni subtile, acțiuni pasionale, acțiuni secrete. În 14 octombrie deja vorbim de o lună nouă din balanță, o eclipsă inelară care se manifestă simultan cu această lună nouă, care vă va aduce în prim plan secrete, energie, dorința de a lua decizii, iar aceste decizii le puteți lua efectiv sub nota acestui impuls, pe negândite, chiar dacă ele pot să vă aducă ceva pierdere. Energia aceasta vă ajută să luați o decizie și chiar să începeți niște schimbări în viața voastră.